Bună ziua, ne aflăm în crescătorie la domnul Alin Margău, Bistrița. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Vreau să vă prezint matca mea de uriaș german negru. Avem aici masculul din linia 1, era domnul Zoltan din Ungaria, un mascul bine proporționat, gros, crăsatură, bun în păr, acum ai începe să dea căldura, sunt perioada de înăpârlire. Este un mascul foarte bun reproducător. A dat niște pui foarte buni. În toamna aceasta va pleca de la mine. Sper să îi găsesc un cămin bun. O să continuăm cu masculul din linia 2. Și? Acesta este masculul numărul 2, de la domnul Zoltan din Ungaria. Este masculul tânăr, în luna 5-a, deci mai a făcut un an. Va mai rămâne în marcă. Scos primul rând de pui din el. Este arată foarte bun, este un mascul încă în dezvoltare, sper să scot în continuare produși destul de bun din el. Un mascul foarte activ. Ok. Să continuăm cu prezentarea a două femele. Femeluță de la domnul Zoltan din Ungaria, tot din linia 5-a, cum a făcut un an, a avut un rând de pui, o mamă foarte bună, a dus 7 pui fără probleme. Va rămâne în matcă, cel puțin până în primăvară, să continuăm niște cuiburi pe care așteptăm să le scoatem și mai bune. Și de ce nu să ducem pui în expoziție din ea? Să continuăm cu femeia numărul 2, o prezentăm. Două femele rămasă în matcă, este din martie 2019, femele de un an și trei luni, din linia unui Andrei Cosma de la Vatra Dornei. Femele foarte groasă, mamă bună, a dus un cui de 5 pui foarte bine, s-a dezvoltat foarte bine. Este montată de o săptămână, sper să nu prind căldură mare la fătare. Să aibă grijă din nou de pui, începe să năpârlească. Cam atâta mi-a rămas din matca de femele, au fost 5 femele, 3 au plecat spre alți colegi. O să prezint în continuare pui ce și continuare începem să vă prezentăm din pui de anul ăsta. Avem o femeluță din 25 ianuarie, linia 1 de negri. Femeluță foarte activă, foarte lungă pentru vârsta ei. Masivă și pe urechi. Culoare bună. Începe și ea să năpârlească, cauza căldurii. Este o femeluță foarte activă. Îi place pe masă, îi place să fie pozată, să fie filmată. Sper să fie și o mamă bună. Da. Să vedem dacă avem noroc de expoziții, sezonul rece, să o ducem să... Da. Să-și aie
Să-și iei un premium. Da. Și continuăm, reprezentăm altă pereche care va rămâne în adăpost. Este un ascuns și o femelă din linia 2. Sunt din 15 martie. Sunt bine dezvoltați. 15 ureche, un în blană, lungi, osatură. Sper că vor fi niște epuri bune amândoi. Vor rămâne în matcă. Mascul e gros, mai bun în tot decât femeia. Sperăm să compenseze. Să avem noroc să fie niște produși buni. Să continuăm cu... Și... Continuăm, reprezentăm o altă femeie de matcă, care rămâne în matcă, o femeie de lucru. O femeie din 7 martie. Deci acum a făcut 3 luni de zile. Din mamă Andrei Cosma, tată Leonid Zoltan, linia 1. O femeie foarte lungă în urechi, corectă. Pe păr mai avem mici probleme, dar de lucru va fi pe un foarte bună. Și continuare, prezentăm 3 femeluțe care vor pleca spre noi, un proprietar, unul Claudiu Savu de la Bistrița, femelă, și două femele pentru domnul Costel de la Filiaș. Aibă noroc de ele. Sunt din 22 martie. O să fie niște mame foarte bune. Rechi lungă, grosă. Sper să aibă noroc de ele. Opa. Sunt din linia numărul 2 de negru. Să aibă noroc de ele. Și aici mai avem 2 masculași pe negru. Unul din linia 1, unul din linia 2, care vor rămâne pentru matcă. Sunt 2 produși care cred că vor fi de foarte bună calitate. Sper să fie sănătos, să se dezvolte, să se facă cel puțin ca și părinții. Cam asta a fost matca mea pe ureaș german negru. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare și vă aștept data viitoare să vizionați următoarele rase care le vom prezenta pe ureaș german alb, pe fluture, și acum încep din nou pe ureaș german gri. Vă mulțumesc, la revedere!